președinte de ședință. Declarația mea politică de azi se intitulează Sistemul românesc de sănătate este în criză din cauza managementului guvernamental deficitar. Sănătatea unui popor este fundamentală pentru o evoluție europeană modernă și coerentă. Într-o Românie extrem de divizată între mediul urban și rural, între bogați și săraci, între privilegiați și restul, deciziile din sănătate ar trebui să echilibreze bunul mers al societății. Însă, sistemul românesc este condus cu aroganță, cu lipsă de transparență și este dominat constant de incertitudine. Faptul că românii se află pe ultimele locuri în Europa, atât în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale curente, dar și viitoare, este rezultatul unei experiențe negative repetate. Pandemia de COVID-19 a evidențiat vulnerabilități critice în sistemul nostru de sănătate. Însă, oportunitatea implementării PNRR ar trebui să reprezinte o ancoră fermă pentru decidenții guvernamentale. Dar, într-un sistem bolnav, în care abundă incompetența și politicianismul, obiective esențiale în reforma planificată și asumată prin PNRR sunt fie în mare întârziere, fie complet abandonate. Într-un sondaj ISOP realizat în 2022 despre starea sistemului de sănătate la nivel european, România se află pe penultimul loc în clasamentul încrederii față de sistem, iar 46% dintre concetățenii noștri consideră că nu primesc cel mai bun tratament. Principalele provocări sunt legate de costul mare și acces dificil la tratamente, birocrația inutilă și excesivă, urmate de personalul insuficient și timpul de așteptare. Nimic nu s-a schimbat în ultimul an. Dovadă sunt multitudinea de situații problematice semnalate în spațiul public de pacienții români. Performanța sistemului de sănătate este strâns legată de capacitatea administrativă, care este extrem de redus. Dar unul din motivele principale sau principalul motiv este faptul că avem schimbări pe criterii politice în zona administrativă, la spitalele din țară, la Institutul Public de Sănătate, la Casa de Asigurări de Sănătate. Este imposibil să faci o planificare pe termen mediu și lung, este imposibil să te specializezi ca manager dacă depinzi în totalitate de voința unui grup dintr-un partid. România investește foarte puțin în prevenție, iar enorm de multe programe naționale de prevenție, de screening și de depistare precoce a unor boli, fie sunt abandonate, fie nu au norme de aplicare sau depind de proceduri birocratice mult prea complicate pentru a ajunge la timp la pacienți. Sistemul înghite enorm de mulți bani, care sunt gestionați ineficient și absolut deloc în folosul pacientului. Sistemul de sănătate românesc are nevoie de implicare responsabilă, de reformă integrată și mai ales de un management guvernamental mai pregătit și dedicat pentru grija față de români. Responsabilitatea Ministerului Sănătății ar trebui să fie exclusiv politicile de sănătate și supervizarea implementării acestora, în niciun caz consolidarea puterii coaliției de guvernare. Mulțumesc, deputat Cristian Paul Chim, circunscripția 4 Bacău.